astăzi vechea clasă politică în ansamblu și PSD și PNL și UDMR și celelalte partide au boicotat ședința de birou permanent care avea ca obiectiv realizarea unui plen cu un subiect unic pe ordinea de zi, votarea inițiativei fără penali, care a ajuns în ultima etapă înaintea referendumului. Astăzi, vechea clasă politică, PSD, PNL, UDMR și celelalte partide au arătat că nu-și doresc un referendum pentru fără penali pe 6 decembrie. Dincolo de declarațiile teribiliste de la televizor, dincolo de declarațiile de susținere a inițiativei, în momentul în care au trebuit să vină și să susțină această inițiativă, au boicotat. Astăzi avem USR și USR Plus în aceste alegeri, pe de o parte, care spune fără penal trebuie să se întâmple și trebuia să se întâmple pe 6 decembrie, și vechea clasă politică care a boicotat inițiativa unui milion de români. Aceasta este realitatea, aceasta este miza alegerilor din 6 decembrie, aceasta este de fapt realitatea în care România trăiește de 30 de ani. O clasă politică care refuză să asculte vocea cetățenilor. Pentru că, în mod obiectiv, această inițiativă este strigătul unui milion de români care s-au săturat de 30 de ani de corupție în politică. Cum au reacționat partidele mari? S-au făcut că nu vor. Au boicotat această inițiativă sub pretexte, sub scuze, sub explicații absolut ridicole. Ieri a fost scuza, domne, e amânarea alegerilor. Ieri a fost scuza că ar vrea PSD să amâne alegerile și PNL s-a gândit să se opună. Astăzi nu a mai fost despre nimic altceva. A fost doar despre fără penali. Și astăzi, vechea clasă politică a arătat că, de fapt, nu-și dorește fără penali și a boicotat această inițiativă. Toate pretextele, toate scuzele și toate explicațiile, pe care nu mă îndoiesc că le vom auzi în orele următoare de la ei, nu înseamnă nimic. Realitatea este că această legislatură, acest Parlament, a ratat ocazia de a spăla obrazul cu un minim gest de moralitate față de România. Au blocat inițiativa fără penali, nu se va întâmpla pe 6 decembrie, e foarte clar. USR Plus va continua această luptă și este un angajament și o garanție și o condiție pe care în următorul Parlament noi le punem pentru că a putea face parte din vreo majoritate sau din vreo guvernare viitoare.